Here I come again. O țigară. Și o cafea. Asta e plăcerea mea. Let's talk again. Mi-am spălat chișerii. E curățelii. Apa. Am putut să spălăm. Deci, am fost la plimbare. S-au îmbușit de la... Nu puteau chiar atât de tare. Când ne-a dat cu apă caldă, se pun, nu puteau, înainte ne-a dat cu apă caldă, la mâine, așa, practicos. Și... O chestie că... cele mai mișto chestii le-am văzut la țară. Eram în vacanță de doare, de iarnă, alea. Stai cu mine de la câmp. Spălat chiar. Păi tu și că țăranii erau mai curați decât orășeni. Uite și la francezi. Citește singur fără. Să-ți dau alt exemplu. Par exemplu. Palatul Versailles. În sfârșit, după aia s-au făcut și mai frate. Singura cadă, iau recunosc. De baie. Adică o copăiță de asta, știi? Era în camera unei slujnice. Că aia venea de la țară. Boierii, ăia de la curte, care dansau, purtau peruci. De ce purtau peruci? Aia de ce? Bă, colcăia păduchiță perucilor lor. Era chilios și nu știu ce, dar toți era pretoși. Deci era pretoși. Aia care avea păr pe cap. Ce semnifica părul pe cap? Și de aia s-au luat toți după aia. Toți, că erau, că nu erau, dacă aveau un grad nobiliar, trebuia să poarte părul lung. Părul lung îl purtau mai nobil. Ăștia... fraierii nu purtau părul. Că nu puteau. Chiar în practică, ei se turnau de înculaga. Până se inventeze foarte, că se turnau cu cuțit. La pleata, doar femeile purtau părul. Nu știu, cred că din cauză sexuală. Știu ce făceau de pe femeie. Nu știu, trebuie cu părul pe pieptul la bărbat, dar de-aia făceau copii mulți. Că știau să facă sex și țărani. Din instinct. Alea. Erau ei proști, dar la asta ne pricepem toți. Într-o oarecare măsură sau mai mult. Dar femeile cu un păr lung, toate cu tonă, framă, o basma, toate cu tonă. Dar bărbații, oarecum dacă își purtau căpșulele alea, tot îi deranjea că bărbații sunt mai comozi. Și atunci se gândeau. Și nobilii puteau purta păr lung, tot din cauze practice. Și atunci a devenit emblemă. Pentru că erau mai comozi, le făceau alții în diferite munci. Și puteau purta părul. Hai, eu o să mă duc. Deci, am bătrânit. Deci, cum stă părul? Ia, părul scurt nu stă mai bine. De fapt, eu știu că stă mai bine părul scurt.
părul lung și așa în capul mare. E, pare sexy cumva, așa, dacă îi dau de frunze, da. No. Deci, proxima ocazie, bag o tunsoare și asta e. Deci, mie cam bine, dar nu că mai iau după alea, că n-ai șampon, dar îmi pune mea că iau de la Hefty. Și pentru că eu n-am nevoie, alții au nevoie, de la Dembra, Pale, de ce au mătreață? Eu n-am mătreață. Am o pilă capilară originală. Fac mătreață că mă tun. Asta da. Că mă tun, nu știu, al meu vrea să stea lung. Îi place lung. Păi da, cum mă tun, fac mătreață. Sau la stres intelectual. A, acum am învățat cu stres intelectual încât. Atunci o să-mi iau șampon de la Paladino și mă dau de câteva ori și de asta. Sau pot să nu îmi dau, că da, durează până mai crește. Și pare acum